seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare. Ca de fiecare dată, emisiunea este dedicată copiilor și adolescenților. După cum am spus de multe ori, vom avea alături de noi și specialiști în educație, medici, psihologi și persoane care fac tot ceea ce este posibil pentru ca cei mici să aibă rezultate cât mai bune. În această seară îl avem alături de noi pe domnul Petran Paveliuc. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Mă bucur că sunteți alături de noi și chiar este o premieră să fiți alături și cu cei mici, cu Iema și cu Sebi. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și că ați venit în emisiunea noastră. Da, și noi ne mulțumim pentru invitație. Ultima oară când am stat de vorbă, v-am întrebat ce faceți atunci când nu cântați. Și mi-ați spus că stați cu familia, că aveți o familie frumoasă, o familie în care toți sunt artiști, în care desenează, pictează, cântă și am vrut să-i cunoaștem. Bine ai venit, Emma! Bine ai venit, Sebi! Salutați! Bună ziua! Mă bucur că sunteți aici, alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, cât de mult vă place să cântați? Ce faceți? Am să vă rog să luați microfonul. Eu fac canto și îmi place foarte mult, e distractiv și îmi încălzește și vocea și mă ajută și la nas. Te ajută și la nas. Dar pian, la pian mai cânti? Am cântat. Și ți-a plăcut? Da, atunci. Acum? Așa și așa. Așa și așa. Dar știu că desenezi foarte frumos, la fel ca și mami. Da. Îți place mult? Da. Desenezi de mult timp? Da, de mult timp. Ce-ți place să faci cel mai mult? Să desenez? Păi, nu știu ce să spun. Păi, păsări, animale, oameni și tot ce înseamnă desen. Ai făcut și tablouri? Nu, dar sunt la desen și fac picturi și alte înțeles. Lucruri. Urmează. Sebi, din câte știu, tu dansezi. Da. Faci balet, mergi la balet. Da. Ai avut și spectacole? Da. Ai o tunică foarte frumoasă. Spune-ne mai mult despre ea. Cum ai ales-o? Păi, aveam un concert de balet de la Spărgătorul de Nuci. Și trebuia să-mi iau un costum de balet. Și ai ales această tunică? Da. Am înțeles că tu ai ales-o. Da. Da, aici tati ne-a povestit. Domnul Petran Paveliuc, voiam să stăm un pic de vorbă despre cum ajută muzica la dezvoltarea copiilor. După cum se vede, Emma și Sebi sunt grozavi. Nu au emoții, comunică foarte bine. Și știm că arta este foarte bună în dezvoltarea copiilor. Da, arta în general ajută foarte mult la dezvoltarea emoțională. Pe plan emoțional, dezvoltă foarte mult inteligența emoțională a copiilor. Și muzica e o ramură a artei care se pliază foarte bine multor categorii și categorii de vârstă pentru copii. Și atunci, eu fiind un promotor al muzicii în rândul copiilor, e clar că lucrând cu ei am descoperit să spunem, foarte multe lucruri pe care nu le-aș fi putut însuși decât prin practică directă cu ei, prin lucru cu ei. Și în felul acesta reușesc să transmit plăcerea muzicii mai departe în pregătirea lor pentru a se dezvolta. Școala dumneavoastră are 11 ani anul acesta. Da. Am ajuns la 11 ani, ne-am dezvoltat în toți acești ani, am crescut încet, încet și frumos. Acum avem copii foarte talentați care au studiat câțiva ani la instrument sau la diferite instrumente și împreună facem concerte frumoase și ne bucurăm din plin de ceea ce muzica ne oferă. Studiile arată că muzica și, mă rog, un instrument ajută la îmbunătățirea comunicării.
pentru că studiul unui instrument presupune efort, răbdare, perseverență, dezvoltând astfel și spiritul de competiție. Sigur că da. Studiul la un instrument muzical cuplează practic ariile creierului, emisferele cele două, da, stângă și dreaptă, le cuplează foarte bine. Din cauza că avem implicații și la nivel analitic, da, la nivel de atenție și la nivel motor, da, de mișcare, mișcări implică și abilitățile motorii. Da, activitate musculară, sigur că da, memorie musculară, care este foarte importantă. Și toate acestea combinate ajung într-un final ca creierul să aibă o activitate, să spunem, echilibrată. Și în acest fel copiii se dezvoltă armonios, echilibrat din punct de vedere cerebral. Este clar că avem nevoie și de română și de matematică, însă la fel de clar este că nu avem nevoie doar de română și de matematică, ci trebuie să compensăm, cumva să echilibrăm balanța și să lucrăm și pe partea emoțională. Partea emoțională care se pare în ultimii ani descoperim din ce în ce mai des, că este aproape, dacă nu chiar un pic mai sus decât inteligența rațională. Cognitiv-academică. Da? Și se pare că punem în valoare latura umană mai bine, inteligența emoțională. Acum, eu predau chitară, lucrez și cu copiii la canto. Ei sunt un rezervor de cunoștințe în domeniul muzical, doar că nepracticând, fiind în domeniul ăsta, neavând un mediu, da, solicitanți tipic muzical, e clar că nu știu să scoată din cutiuțe acele valori. Și de aia să-și folosească talentul. Exact. Iar profesorii de la Petra Music School pe asta ne centrăm, da? Pentru a-i descoperi, să-și descopere ceea ce e deja înăuntru și lor să-l pună în valoare. Și să-l pună în valoare, sigur că da. E clar că nu învață nimeni să cânte într-o lună sau există un drum pe care ei trebuie să-l parcurgă și pe care este foarte important să-l înțeleagă de la început, pentru că este foarte indicat, da, ca ei să se învețe cu această, să spunem, această ordine, da, această organizare încă de mici. Și mă refer la faptul că începând, da, ceva care îți place, prin muncă, trecând prin, sigur, că se ajunge, sigur că se ajunge la niște rezultate și cu cât muncim mai mult, cu atât rezultatele sunt din ce în ce mai bune. În felul ăsta, noi practic formăm niște deprinderi de a ști să gestionăm succesul. Practic așa se obține succesul, prin muncă. Și succesul și poate și eventuale pierderi, că se mai întâmplă, sigur să nu fim chiar, da, primii. Sigur că da. În general, noi la Petran Music School, noi încurajăm copiii să lucreze din pasiune, din plăcere și să ne concentrăm mai mult pe ceea ce facem și nu neapărat pe spiritul ăsta competitiv, tip concursuri sau diplome sau mai știu ce. Ele vin de la sine, adică nu am să spunem, constrâns pe nimeni să participe sau să nu participe. Da. Astea sunt lucruri organice care se dezvoltă în timp, lucrurile vin de la sine, noi doar ne hotărâm dacă da sau nu, adică în funcție de starea elevului, de dacă nivelului tehnic, sau nu exact, exact, de comun acord. Sunt cazuri în care copiii vor și atunci clar noi îi sprijinim, că na, lucrăm cu ei și atunci ei au nevoie de suportul nostru psihologic și moral și este normal să fim împreună.
În general, copiii lucrează foarte bine în echipă și noi lucrăm la segmentul ăsta. Ei, în general, cursurile sunt individuale, iar obiectivul nostru este să îi aducem în punctul de a se descurca din punct de vedere tehnic și de a-i suda cu alții, a-i combina cu alți copii de la alte instrumente și formăm grupuri sau trupe, cum se mai folosește în domeniul muzical, band-uri în engleză. Așa, și acolo interacționează foarte frumos, foarte bine. Își văd limitele pe care fiecare le și poate sau nu le poate, sigur că da. Ce are de făcut mai departe? Mai există un aspect foarte important, și anume toleranța față de cel din fața ta. Sunt oameni care întârzie la repetiție și atunci trebuie să-l înțelegem că a avut o problemă. Sunt oameni care nu și-au învățat partea corect și stăm după el să iasă și lui, și atunci formăm o deprindere de a-i învăța să-l tolereze pe cel din fața lui, să-l înțeleagă, pentru că, din păcate, ca o privire în ansamblu a societății în care trăim, din păcate această toleranță față de cel din fața noastră, față cel din exterior. Nu, întotdeauna foarte ridicat. Da, exact. Și atunci apar diferite, eu știu, clinciuri sau situații neplăcute pe care ei trebuie să știe să le gestioneze. Sigur că da. Iar aici se lucrează foarte bine și se consolidează această toleranță față de cel din fața mea. Și na, în timp lucrurile formează adulți echilibrați sau adolescenți echilibrați. Acesta să fie și motivul pentru care ați introdus la școală cursuri de dezvoltare personale bazate pe inteligența emoțională? Da, sigur că da. Ele se combină foarte bine cu muzica. Sigur, sigur. Scopul acestor cursuri nu a venit întâmplător. Sunt, din păcate, foarte mulți copii care nu știu să-și recunoască emoțiile, nu știu, practic, să le identifice și prin acest curs îi ajutăm să-și cunoască emoțiile, să-și le trăiască, să-și le, să le comunice, da? Persoanelor apropiate, părinți, bunici. În zilele noastre e un mare curaj să ai curaj, da? Să vrei să spui cuiva că mă simt trist. Da, că sunt supărat, că am dreptul să fiu supărat, exact. Că sunt furios. Mai stăm puțin seri. Trebuie să ne ai explic ce ai făcut în desen, imediat, imediat. Da, și este foarte important să și consumăm acele emoții, să le trăim, să le dăm voie să iasă afară. Da, pe înțelesul tuturor, ca să ne simțim întotdeauna eliberați. Eliberați și confortabil cu noi. Și confortabil, da, sigur că da. Trebuie să învățăm să ne și gestionăm aceste emoții pe care ele sunt, le avem, le putem folosi. Trăim cu ele. Exact, și ele fac parte din noi, adică, na, din punctul meu de vedere, plânsul este unul dintre cele mai bune medicamente pe care omul le are la îndemână. În momentul în care... E și gratis, nu trebuie rețetă compensată. Exact, exact. În momentul în care spunem unui copil, dacă simți că vrei să plângi, fă-o, pentru că în felul acesta corpul tău, da, scoate afară o anumită încărcătură, o anumită tensiune, atunci cu siguranță el va ști să gestioneze și când va avea nevoie să plângă, va ști să plângă, indiferent dacă cineva îl arată sau nu cu degetul, pentru că asta nu mai contează, deoarece ce se întâmplă în interiorul fiecăruia răspunde direct, exact, personajul știi. Respectiv, nu cel din față. Este responsabil de ceea ce trăiește. Da. Spuneți-mi, vă rog, ați înființat la Iași, trecem un pic și în partea strict muzicală de tehnică ce ține de dumneavoastră. Ați înființat la Iași festivalul de chitară în urmă cu mulți ani și vom avea 11-a ediție în acest an. Ce da. Ne pregătiți? Putem spune așa un pic înainte de festival? Da, dacă tot am vorbit de emoții, deci suntem pregătiți.
Da? Nu vom avea trac, vom ști ce vom face pe scenă. Veți aduce și copiii la festival? Da, la festival participă în general tineri. Este un festival de tineret. E clar, Casa de Cultura Studenților este un promotor al tineretului din Iași. Și fiind acolo, împreună demarăm acest proiect de 11 ani. Este foarte important, acolo copiii au chiar și un concurs, apropo de concurs. Un concurs pentru copii. Da, un concurs pentru copii de chitară, în care ei își aleg o piesă, cântă. Ideea este, premiile nu sunt foarte mari, tocmai că nu atragem, să spunem, spiritul ăsta pentru a avea, ci pentru a ști care este nivelul nostru tehnic, cum, ce emoții ne trec în timp ce ne ascultă un juriu, sigur că da, cum ne iese în timp ce suntem foarte, să spunem, încordați de emoții și copleșiți de emoții uneori. Și exercițiul ăsta de a face față unei situații, să spunem, încordate, de a vrea neapărat să reușim să ne iasă ceva, da, este un exercițiu extrem de util pentru personalitatea unui instrumentist, copil. Sigur că da. Unui copil și un viitor instrumentist, poate, sau nu neapărat. Sigur că da. Nu facem din să spunem, din instrument, nu ne alegem un obiectiv, să spunem, măreț, pentru că nu este foarte greu de atins și atunci, punându-ne obiective de care nu suntem siguri dacă o să le facem sau nu, dacă o să le îndeplinim sau nu, atunci nu mai avem consistență. Adică sunteți modest, ați avut rezultate excepționale, copii cu performanțe extraordinare, da, însă, și aici în străinătate. Da, însă e clar că am avut niște obiective realiste. Adică din cauza asta am ajuns acolo. Culmea este că, pledând întotdeauna pentru a cânta din plăcere, din pasiune, și investind doar în talentul fiecăruia și nu neapărat să apară la, nu știu, diferite concursuri sau să alege după nu știu ce premii, am observat în acești ani, care nu sunt puțini, că de fapt și de drept nu o diplomă ne aduce sus, ci pasiunea, munca, ardoarea, bucuria. Cu care, sigur, bucuria cu care gestionăm actul artistic când suntem pe scenă sau când suntem nevoiți să o facem. Și în felul acesta, clar că reglează puțin balanța asta educațională, care deocamdată e la un... La un alt nivel decât cel pe care ni l-am dorit. Da, sigur că da. Ați vorbit despre prezența în public a tinerilor, a copiilor, și știu că aveți concerte lunar, tocmai pentru a-i obișnui și a-i pregăti pentru expunere. Se știe că vorbitul în public, prezența în public aduce o frică extraordinară, fie mai și adulților și copiilor. Da, așa este, așa este. Din punctul meu de vedere, că vorbim doar de societatea de astăzi, în general copiii sunt, poate fi o cauză chiar și izolarea asta la calculator, la tabletă, la joc, da, sigur că da, jocuri din astea pe calculator. Deci lucrul ăsta, izolarea asta, îi face un pic nesociali, ca să folosesc un cuvânt, să zicem, impropriu. Adică se bazează foarte mult pe legături virtuale cu personaje din jocuri sau cu pur și simplu statul pe Facebook. E o pierdere de timp. De toate lucrurile astea fac ca persoana respectivă să nu mai, să fie privată de contactul cu oamenii. Și atunci, în momentul în care în anumite situații luăm un premiu, mergem la olimpiadă și trebuie să vorbim trei cuvinte, suntem
Copleșiți. Copleșiți, dar blocați chiar. Blocați chiar, da. Și chiar dacă am excelat, să spunem, la fizică și am luat un premiu, Olimpiadă premiu, dar nu pot să mă exprim, să spun câteva cuvinte colegilor mei sau profesorilor care trebuie să mă adresez. Și atunci ăsta a fost și criteriul pe care l-am luat în calcul atunci când am zis copiii e bine să ieșim cât mai des să, în public. Da, să iasă în public. Practic sunt niște repetiții, toate concertele în general sunt concerte tip școală, unde copiii învață, publicul este comunitatea. Unul prietenos. Da, unul prietenos. Toți se știu cumva între ei, încep să se cunoască și devenim o comunitate, devenim un public pentru copiii cu care lucrăm, noi, părinților, prietenii noștri și tot așa. Și pe ei ajută foarte mult în a-și controla foarte bine emoția pe scenă. Bineînțeles că la un instrument, de exemplu, fiind cumva în linia a doi, da, față de cel care cântă la voce, să spunem că impactul ăsta cu publicul e mai diminuat. Însă la... Sebi, nu mai bate, te rog. Însă la nivelul lor, la vârsta lor, că sunt copii de 10, de 7 ani, de 11 ani, fiind la o vârstă mică, emoțiile sunt destul de puternice. De puternice. Da, și atunci îi pot destabiliza. Și atunci, prin aceste concerte, ei practic exersează ieșitul în public și la un moment dat nu mai devine o povară, nu mai devine un moment de blocaj. Ce obișnuință. Ce obișnuință. Și revenim la ce am început, că muzica ajută și în comunicare. Da. Și la crearea unei atitudini și cu cât prezența în public este mai frecventă, cu atât emoțiile vor fi mai ușor de stăpânit. Sigur că da. Ideea este, emoțiile sunt bune. Artiștii fără emoții nu sunt fiecare artiști. Fiecare om are emoții. Clar. Însă ele trebuie să folosite în mod constructiv, în sensul în care am o emoție, o trăiesc, o arăt și celorlalți. În felul ăsta eu transmit mesajul pe care l-am, da, publicului. Și, dar acea emoție e într-un cerc în care ea se simte foarte bine și nu iese afară. Exact. Adică nu... Și o gestionez ușor. O gestionez ușor. Asta este și mesajul pe care îl transmiteți copiilor dumneavoastră. Sigur ei că da. Nu au emoții. Sebi este un actor desăvârșit, lui place să meargă și la teatru. Sebi, am înțeles că mergi la teatru, la piese de teatru. Ne spui un pic? Da. Spune-ne, te rog, cum este la teatru? Am văzut că ești un actor minunat. Bine. E bine la teatru, da? Da. Am înțeles. Și vedeți, nu are emoții, privește și la televizor, îi place să se privească. Da, probabil. Ia mai desenat grozav. Ne spui ce ai făcut acolo? Mai avem câteva minute. Eu și... știu. Tu știi, Sebi, da. O lăsăm pe Emma să ne spună. Mulțumesc. Eu am vrut să fac aici încă n-am terminat, dar acum pot să vă spun că aproape am terminat. Niște flori într-o creangă și unele flori care cad. Sunt foarte frumoase. Am încercat să le fac realistice. Sunt foarte frumoase. Sunt convinsă că vei fi o pictoriță grozavă. Mulțumesc. Iar Sebi, un balerin minunat. Deja ai costumație, talent, curaj. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, care este cel mai mare vis pentru acest an? Am învățat în timp să-mi dozez, să spunem, visele în așa fel și în așa mod încât ele să devină și realitate. Nu doar să rămână la stadiul de vis. Anul acesta am, în general, proiectele pe care le-am început, nu am o chestie, să zicem, nouă. Sunt niște lucruri, niște proiecte care s-au repetat și anul trecut. Și le veți continua? Da, le voi continua. Ce îmi doresc cel mai mult e să reușim la nivel local să dezvoltăm educația, să ajungă într-un spațiu cât mai prolific pentru copiii noștri. Să-și punem în valoare talentele? Sigur că da, și
să obțină rezultate cât mai bune. Sigur că da. Asta implică clar unirea mai multor sectoare, mai multor, să spunem, discipline, poate. Discipline, sigur și că factori, da. Și factori de decizie. Pentru că doar împreună lucrurile se obțin mult mai ușor și au un impact mult mai mare. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și altă dată la Recreația Mare, nu înainte de a-mi promite Sebi că mă inviți la următorul tău spectacol. Da? Îmi promiți? Emma, că mă vei invita la expoziția ta de pictură. Îmi promiți? Da! 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 Foarte tare! Mulțumesc! Mulțumesc, draga mea! Și domnului Petran Paveliuc că vom merge la festival unde vom povesti mai mult despre copii, despre talentele lor și despre cât de mult ajută muzica în crearea unui suflet frumos, unei armonii în fiecare persoană. Sigur că da. Eu vă aștept în noiembrie la festival. Venim, cu drag venim și să știți că nu vom veni cu mâna goală, vom veni să scriem, să vorbim cât mai mult despre ce veți face dumneavoastră acolo. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Copii, spuneți-mi, vă rog, ce v-a adus iepurașul de Paști? Sebi? Păi, mi-a adus... Da? Ce ți-a adus? Nimic! Nu a venit la mine. Nu a venit la tine? Nu. Dar oare de ce? Păi, a venit, dar că nu mi-a dat ceva. A venit și nu ți-a dat nimic. Da. Cu siguranță ți-a dat bomboane, ou, cozonac. Păi da, dar asta am făcut noi. De fapt, i-a dat ceva. O să vă spun eu acum ce-am primit eu. Este de la Târgu Frumos. Nu a venit acasă, dar a fost. A venit la un moment dat iepurașul. Mie mi-a adus o rochiță. A fost generos. Ce culoare are? Gri cu roz. Frumos. Mi-a adus un capoțel din ăsta de casă, adică să nu mai pun pijamalele, că greu. Copiii spun întotdeauna adevărul. Da. I-am întrebat, ne răspund. Sigur. Un o Kinder și mi-a mai adus, dar nu mai țin minte ce neapărat, dar mi-a mai adus. Înțeleg. Și prietenilor tăi le-a adus multe lucruri frumoase, nu? Și verișoarei mele. Și verișoarei tale, da. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm la o nouă întâlnire în emisiunea Recreația Mare, o emisiune pe care am dedicat-o copiilor și tinerilor, cu rezultate deosebite. În partea a doua a emisiunii vom avea niște invitați la fel speciali. Este vorba despre tinerii care vor reprezenta România la Quebec, la Olimpiada Internațională de Geografie și cărora le ținem pumnii. Dar vom afla mai multe de la ei imediat. Da, foarte bine. Cu siguranță sunt tineri pe care vă va plăcea să-i cunoașteți și despre care îți auzi mereu numai de bine. La fel ca și despre copiii dumneavoastră care au venit cu rezultate excepționale. Da. Anul acesta, ceva performanțe? Anul acesta, sincer, nu neapărat că sunt foarte multe, dar nici nu mai știu exact că avem mai mulți copii. Cea mai recentă e să Andrei Cerbu a fost validat cel mai bun chitarist la un radio din America. Felicitări! Mulțumim frumos și vă mai așteptăm. Promiteți, da? Da, mulțumim, da. Mulțumim. Toate războaiele din secolul trecut au luat aproape 200 de milioane de vieți. O nimica toată. Variola, poliomielita, tuția convulsivă, tetanosul și rujeola au luat cam 600 de milioane de vieți. Însă vaccinurile au învins toate aceste boli mortale. Și tot mai multe vieți vor fi salvate dacă ne vaccinăm. Vaccinurile
salvează vieți. Am revenit cu ceilalți invitați din această seară. Am alături de mine trei tineri grozavi cu care s-ar mândri nu doar Iașu, ci toată țara, dacă i-ar cunoaște și vor cunoaște cât de curând. Vorbim despre Bianca Solomon, Manuel Foșalău și Andrei Sandu. Cine sunt ei? Fac parte din lotul olimpic care va reprezenta România la Quebec, unde va avea loc Olimpiada Internațională de Geografie. Iar pentru Iași este o premieră dintre cei patru membri ai lotului, trei fiind ieșeni. Bună seara și bine ați venit! Mă bucur că sunteți alături de noi și felicitări! Bună seara, mulțumim mult de invitație! Bună seara și la fel vă mulțumim foarte mult că v-ați gândit la noi! Bună seara, mulțumim mult pentru invitație! Cred că mulțumiri ar trebui, știți, să ne adresăm oricând pentru astfel de performanțe. Nu vă întreb dacă v-ați bucurat, dacă ați avut emoții, pentru că e firesc să te bucuri, să ai emoții. Mă gândesc doar la câtă responsabilitate este și veți avea să reprezinți totuși o țară la un concurs internațional. Nu e deloc ușor și nici puțin lucru. Ce spuneți? Nu v-ați gândit la asta? Da, este adevărat, e o responsabilitate mare, dar ne asumăm și ne pregătim cât mai bine. Sunt convinsă, pentru că nu ești doar tu, nu doar instituția ta, liceul la care înveți, ci sunt cu ochii pe tine 19 milioane de oameni, plus ceilalți. Spuneți-mi, cum a fost? Cum ajungi să te califici la internațională, indiferent ce înseamnă asta? Bun, parcurgem etapele, mergem la Olimpiada Județeană, Națională, dar din câte știu, selecția în lot e urmează unui baraj, care de fapt este o altă olimpiadă, am dreptate? Da, sunt două probe în limba engleză care nu au legătură neapărat cu olimpiada, atât doar că sunt întrebări tot de geografie, evident, o probă orală și una scrisă. Da, și ele conțin noțiuni de geografie foarte diverse, deci ceea ce facem noi pentru Olimpiada Națională este, într-un fel sau altul, ajută pentru Olimpiada Internațională, dar pregătirea e cumva separată, pentru că trebuie să gândești totul în limba engleză și, deși poate că sună ușor, e foarte greu, pentru că trebuie să acumulezi nu numai un nivel de engleză, mă refer gramatical și vocabular avansat, foarte bun, trebuie foarte să știi avansat noțiuni de specialitate și asta e un lucru pe care se acumulează în timp. Și cred că, de fapt, asta ajută foarte mult dacă te pasionează ambele obiecte, și geografia și engleza, ai șanse deja mai mari. Bianca este la prima participare internațională, dar Andrei, da, și cu Manuel nu. Spune-ne, cum a fost anul trecut la Olimpiada de Științe ale Pământului? Acolo, din câte am înțeles, 8 obiecte ai avut de pregătit. Într-adevăr, 8 obiecte au fost, dar 4 pentru națională și 4 pentru internațională. Pentru națională a trebuit să ne pregătim la fizică, chimie, biologie și geografie, iar pentru internațională a trebuit să ne pregătim la geologie, hidrologie, meteorologie și astronomie. A fost o experiență foarte plăcută, am reușit să obțin medalia de aur acolo și sunt foarte mândru că am reușit să reprezint cu succes România. Și aș dori să spun că experiența de la Științele Pământului m-a ajutat foarte mult la baraj. Și aș mai vrea să adaug ceva despre barajul de aici, de la geografie. Dacă întrebările de la Olimpiada Națională ar fi ceva mai degrabă indicați, definiți, la baraj propriu-zis întrebările ar suna ceva mai genul explicați de ce se întâmplă ceva anume. De exemplu, era o întrebare acolo, să explicăm de ce în Venezuela, pe lacul Maracaibo, avem foarte multe fenomene de furtuni nocturne. Cam și de ce? În jur de 330 de zile pe an sunt acele furtuni. Acel lac este foarte apropiat de ecuator, deci vom ști că într-o anumită parte a anului, fiind în emisfera nordică, trecând de iulie, între martie și iunie, ar trebui să treacă zona de convergență intertropicală pe acolo, care va produce precipitații abundente. Avem un factor deocamdată. Al doilea factor este faptul că acel lac este foarte apropiat de
câțiva munți, este chiar înconjurat de munți. Iar al treilea factor este că într-o perioadă anului vor bate alizee, care vin cu aer încărcat de umezeală și aer cald, vor veni și vor urca acei munți și vor produce precipitații. Să nu uităm de faptul că în timpul nopții apa lacului rămâne caldă, în timp ce aerul se răcește, astfel producând alte condiții de precipitații. Deci am făcut o recapitulare pentru internațională. Manuel, și tu anul trecut ai câștigat un premiu important. Da, și am participat la Balcaniadă în Slovenia, tot la Balcaniadă de geografie și m-am bucurat și atunci foarte mult pentru că îmi doream și am ajuns la fel să reprezint țara și până la urmă am avut o experiență frumoasă din care am ieșit doar câștigat, am luat și medalia de argint. Cum ați ales geografia? De ce ați ales geografia? Cred că fiecare are o poveste diferită despre momentul acesta. De exemplu, la mine pot să vă spun că m-a pasionat studiul ei, să zicem, lucruri din acestea generale, de cultură generală, capitale, furtunile, fenomene din Venezuela. Astea le-am aflat mult mai târziu, dar mă bucur că a spus și Andrei, că, ca să știe și telespectatorii că e o știință foarte aplicată și deși multă lume consideră că geografia este să știi care este capitala unei țări sau să știi de ce plouă în nu știu ce țară și de ce nu e plouă. E mult mai mult de atât. E foarte, foarte complexă și e o știință transdisciplinară, asta putem spune. Și acum ca să revin la cum am început mie să-mi placă geografia, pur și simplu prin citit foarte mult, trebuie să fii un om curios și trebuie să, în general, să-ți placă mai multe aspecte ale științei și cred că totuși pasiunea așa pentru studiul ei aplicat a venit în clasele gimnaziale cu ajutorul doamnei profesoare, doamna Simona Iancu. Am fost la concursul Terra și apoi dintre a 8-a la Olimpiada Națională am fost în fiecare an, acum sunt clasa 11, deci al 4-lea an. Și vă spun sincer că abia anul ăsta am realizat că e pasiunea mea și că geografia curge prin venele mele și că asta vreau să-mi fac și în viitor. Nu știu, eu sper că poate prin faptul că noi avem rezultate bune acum o să convingem și generațiile următoare. Adică am văzut că avem urmași frumoși și sperăm că o să fie o chestie frumoasă în viitor în Iași. Trebuie spus că Terra este supranumit Olimpiada Mică de Geografie la clasele 5-8 nefiind, din câte am înțeles. Da. Andrei? Pentru mine este prima oară când particip la Olimpiada de Geografie. Până acum eu vin de pe filiera fizică, chimie, astronomie, cu tot o alte olimpiade, mai mult olimpiade de științe exacte. Geografia, unii oameni o consideră o știință mai degrabă filologică, dar acest lucru este cam greșit. Deoarece la nivel de gimnaziu, liceu, ba chiar unele studii de facultate și la olimpiadă în general, se studiază geografie un pic mai puțin avansat. Deoarece dacă noi am studiat meteorologie și hidrologie în amănunt cu toate ecuațiile care guvernează acele mișcări, mișcare turbulentă, laminară, curenți atmosferici, să încercăm să găsim cauza exactă a unor oscilații atmosferice și oceanice, calculele ar fi atât de grele încât abia supercomputerele de la NASA reușesc să simuleze aceste calcule cu o exactitate care cel puțin nu reușește să fie mult mai precisă, să zică exact unde va ploua într-o rază de 10 metri. De aceea noi încercăm mai degrabă să spunem de ce se produc anumite elemente, nu și să le explicăm exact cum se produc, cât o să se producă, să le guvernăm calculele. Este o știință exactă, geografia, care, în opinia mea, este foarte importantă deoarece ne ajută să înțelegem cum funcționează Pământul și eventual când va ajunge omenirea să colonizeze alte planete, vom ști exact cum s-au produs anumite forme de relief, ce putem să facem cu acele forme de relief, ce ne indică ele. Vom fi pregătiți. Exact. Da. Într-o discuție anterioară și Manuel îmi spunea că va alege geografia ca și profesie. Da, acum sunt în clasa 12-a și se apropie de final și o să merg la facultate la geografie, o să-mi urmez pasiunea. La începutul emisiunii erai un pic îngrijorat de bacalaureat? N-aș crede. Ei, toată lumea este, fiindcă e un examen important, e examenul maturității, dar până la urmă... Până la urmă e un examen. Da. Și nu cred că va pune nicio problemă. Manuel Foșalău este elev la Colegiul Emil Racoviță și este coordonat de doamna profesor Mihaela Lesenciuc
Bianca este elevă la Colegiul Costache Negruții și are profesor coordonator pe doamna Simona Iancu, iar Andrei este elev la Colegiul Național și este antrenat de doamna Cornelia Fiscutean, care împreună cu domnul Dorin Fiscutean vor antrena pentru a 10-a oară lotul național al României pentru Olimpiada Internațională și, după cum știm din anii anteriori, cu rezultate excepționale, medaliile de aur fiind cumva la ordinea zilei. Ce veți face în Canada? Îmi povestea Bianca de un proiect foarte frumos acolo. Au pregătit programe interesante, dincolo de examene, teze și ce veți mai spune voi în tot ce veți face acolo. Da, fiind o Olimpiadă Internațională, o să fie concurență mare, o să fie 40-50 de țări de pe glob. Asta este un motiv în plus să vă faceți prieteni în 40-50 de țări de pe glob. Da, cu siguranță. Și după aceea poate să ne revedem cu ei în alte colțuri ale lumii. Categoric. Și evident o să fie o organizare cât mai bună. Da, pentru mine nu e chiar prima experiență de tipul acesta. Să spunem, deci ca și concurs internațional e prima, dar am mai avut parte de un forum internațional organizat în Japonia acum 2 ani, la care școala noastră, școala Colegiul Costache Negruții, este reprezentantul României și acolo am avut onoarea și plăcerea să cunosc oameni din 20 de țări și chiar pentru mine e o bucurie maximă că fetele din Canada pe care le-am cunoscut, ele sunt din Montreal. Și acum, cu ocazia Olimpiadei, o să mă revăd cu ele. Deci, deja pot să, o să deja vedeți, o să vedeți deja cât de fain este să te întâlnești cu oameni dragi pe care i-ai cunoscut într-un cadru din asta absolut incredibil. Și cred că Olimpiada o să fie la fel. Dincolo de orice competiții între state și elevi, luptă pentru medalii, dar eu cred că o să se creeze prietenii. Asta e cu siguranță se va întâmpla. Întotdeauna se întâmplă. Da. La fel este și la națională. Se creează prietenii. Eu personal mi-am găsit cei mai buni prieteni prin intermediul naționalei de geografie și pot să spun sincer că atunci când împărtășești pasiuni cu oamenii, deja aveți un punct în plus ca să fiți prieteni și nu pot să mulțumesc mai mult geografiei decât pentru chestia asta. Cât munciți zilnic? Mult. Cam cât? Depinde acum de zi. Desigur, atunci când terminăm la 3 la școală și avem ore foarte complicate în acea zi, nu vom lucra, cel puțin vă zic că în cazul meu, vorbesc pentru mine, nu aș putea să lucrez mai mult de 2 ore pe zi. Chiar și așa, în unele zile când sunt mai liber, evident că mă obosesc repede citind, învățând și nu pot lucra foarte mult. Dar uneori cred că pot să ajung și 3 ore, numai că 3 ore, dar trebuie să mai fac și pauze uneori. 3 plus 5 plus, deci vreo 8, 9, 11 ore. Ce faceți când nu lucrați? Cum vă relaxați? Ce alte pasiuni aveți în afară de geografie? Păi eu, de exemplu, cânt la pian, cânt de 7 ani și îmi place foarte mult, adică chiar e o pasiune. Ai avut spectacole? Da, am avut de-a lungul timpului spectacole, recitaluri, am fost la evenimente prin oraș și prin afara orașului și chiar îmi place foarte mult și o să continui acest hobby. Ai să cânt și la Quebec, la finalul festivității, unde veți fi premiat, sunt convinsă. După ce ai medalia de aur la gât, exact. Toți 4 o să avem și... Da, și colegul vostru din București, da. Da. Eu, de exemplu, practic foarte multe sporturi, dar în principal fac tenis de câmp. Nu de performanță, doar amator. La nivel de amator, dar fac de aproximativ 10 ani și mă relaxează complet. Adică la mine pauzele, cum zice Andrei, care sunt complet necesare într-o pregătire din asta zilnică, într-o pauză ies cu bicicleta, merg puțin prin oraș, merg la sală, fac o oră de cardio, de aerobic, înot. Pe mine mă relaxează foarte mult sportul, de exemplu. Oricum, faptul că olimpicii stau toată ziua în casă și învață este un mit. Exact, să nu credeți asta. Să nu credeți asta, da. Avem și noi viață socială, mergem la petreceri, la zile de naștere. Deci nu stați doar cu nasul în cărți, într-o bibliotecă întunecoasă. Asta e minciună, da? Andrei? Ca să confirm ce a zis și Bianca, ar trebui să povestesc și ce fac eu în restul orelor care sunt de timp liber.
De obicei mai place noaptea să mai ies cu telescopul în curte și să mă mai uit la galaxii, la anumite stele, să mai vizionez și unele planete dacă mă trezesc mai dimineața perioada asta. Teoretic se vede pe la 3-4 dimineața Jupiter și Saturn. Evident, când o să ajungem mai în vară, o să putem să vedem și pe la 1 noaptea, mai devreme. Ei, în rest, am început mai recent să-l plagiez pe Manu și m-am apucat să învăț la pian. Desigur, abia știu să cânt cu o mână, dar sper să progresez. Și vă mai place să mai învăț pentru alte olimpiade, desigur. Și ajungem la astronomie cât de curând. Și, desigur, îmi mai place să mai învăț în general lucruri de cultură generală. De exemplu, să mai învăț câte ceva despre cultura unui stat anume, să mai aflu ceva despre istorie. În general, am mai multe interese. Și acum ar trebui să vă zic și de astronomie. Andrei, fiind cu un picior într-o altă internațională, aici are potențial. Să ne spune, exact, are să ne spune mai multe. La începutul acestui an, prin februarie, am fost la Olimpiada Națională de Astronomie, unde am reușit să mă calific mai departe în lotul lărgit și, în urma barajelor, am reușit să ies pe poziția a 10-a. Și la această Olimpiadă de Astronomie, la Olimpiada Internațională, pot să participe echipe de câte 5 oameni. Deocamdată România are asigurată o echipă, dar s-au înscris 2 echipe. Iar dacă organizatorii din China acceptă 2 echipe, atunci aș putea și eu să reprezint România la această Olimpiadă Internațională. Sper să accepte 2 echipe. Noi ținem pumnii pentru că vrem să vă invităm din nou în emisiune când ne veți povesti cum a fost la Quebec și ce vei face în China. Mulțumim, să sperăm. Cu siguranță va fi bine. Spuneți-mi, vă rog, ce vă doriți cel mai mult în viață? Pentru voi știu că performanța este un cuvânt obișnuit. Bianca a avut 10 pe linie la evaluarea națională, fiind unul dintre puținii elevi. Da. Am terminat și cu 10 ani de gimnaziu și am avut 10 la ambele materii. Dar, din nou spun, nu am învățat atât de mult cum se crede sau nu am făcut pregătiri. Chiar asta am declarat și atunci, acum 3 ani, când am fost eu în clasa 8-a. Mi se pare că performanța și, în general, rezultatele apar din pasiune. Dacă nu faci un lucru cu pasiune, nu te poți aștepta să ai performanță în acel obiect. Și de aceea eu zic că, pentru mine, de exemplu, Olimpiada Geografiei și Internaționala a fost un vis încă de acum 2 ani și chiar de acum 4 ani. Eu îi priveam cu atât admirație pe oamenii care s-au calificat atunci la internațională și îmi doream să fiu atât de mult ca și ei. Adică eu confirmă. Da, e un lucru pe care cred că e unul dintre cele mai frumoase sentimente, să simți că munca ta a fost n-a fost în zadar și că ți-ai îndeplinit un vis, pentru că cred că pentru fiecare dintre noi acesta a fost un vis și am muncit cu toții foarte mult. Și ce mi-ai spus când am vorbit ultima oară, că acum 2 ani am decis că voi ajunge la Quebec, da? Da, da. A fost chiar o poveste frumoasă. Mi-a mărturisit un prieten de-a meu de la Olimpiadă, care între timp a terminat liceul. Când m-a felicitat, mi-a mărturisit: Bianca, mai ții minte când îmi spuneai în 2016 la Olimpiadă, la Sibiu, că tu vrei să te califici la Quebec și poate se va califica și Manu? Că noi amândoi eram, pe Andrei încă nu-l cunoșteam atunci, dar acum suntem noi toți o echipă, suntem prieteni și e bucuria și mai mare. Deci eu mă gândeam la momentul acela doar eu cu Manu, dar când am aflat că este și Andrei, tot, deci bucuria este imensă să știm că suntem 3 eșeni. Da. Și acum, dacă stau să mă gândesc, da, așa ai spus atunci, da, și pentru mine, fiind al 5-lea an, chiar au fost acum, au fost mult mai multe emoții. Apogeu, nu? Da, apogeu. A fost și apogeul rezultatelor și m-am despărțit într-un fel de prietenii mei, bine, fiind toți în România, o al să ne mai întâlnim. Al 5-lea an la geografie. Da, dar e al 5-lea an la geografie. Probabil o să mai merg și anii viitori la Olimpiadă totuși să văd ce mai fac cu oamenii. Și cum ai ales-o? Cum am ales geografia? Da. Dar atunci când eram mic, la mine a fost mai mult un impact vizual, pentru că îmi plăceau foarte mult hărțile și le desenam pe toate și... Voi să găsești vreo comoară ascunsă? Cred că da. Și desenând așa toată lumea până la urma urmei, am început să învăț formele de relief și după aceea la școală am avut ocazia să mă afirm prin concursuri. Ți-a plăcut la concursuri? Da, mi-a plăcut și
între a opta, când am obținut premiu, atunci am avut ambiția să merg mai departe în același ritm. Andrei, cum a fost impactul? Cum ești obișnuit cu altfel de concursuri? Da, într-adevăr, până acum eram obișnuit ca barajele de la naționalele în concursurilor la care mergeam până acum să te ducă la un lot lărgit, în urma cărora te pregăteai acolo, dădeai niște baraje acolo și după vedeai dacă merge la internațională sau nu. Ei, acum când am aflat că merg direct la internațională și nu merg și la un lot lărgit, oh, superb! Era mult mai liniștit și mult mai calm, deoarece deja știam se că... simplificase totul. Exact, totul era mult mai ok. Și n-a fost... M-am simțit foarte bine, desigur, atunci când s-au calificat și Bianca și Manu, deoarece am reușit să arătăm că Iașu este cel mai bun la geografie și să... fim mândri de județul nostru și să facem în primul mândri. Rând de voi. Și, da. A fost bine. Da, da, într-adevăr. Într-adevăr. Pentru tine e un an greu și bacalaureat și olimpiade și cine știe câte concursuri vor mai fi. Da, a fost un an greu, dar mă bucur că am reușit să fac față cu toate și cu rezultate bune. Cât de curând vei absolvi? Deja știi, vei urma geografie. Mi-ai spus că vrei să ai o carieră universitară. Da, mi-ar plăcea, sau în cercetare, sau la catedră. Da, noi împreună ne-am gândit la chestia asta și eu vreau să urmez totul. Cum, cam tot geografie mi-ai spus. Da, similar cum cam anul. Să fim amândoi, ne dorim peste an și an, poate să ne vedeți profesor la Facultatea de Geografie din Iași, să sperăm. Și, nu știu, să revoluționăm învățământul. Cum? Pentru că... Cum să revoluționați învățământul? Oh, aici este o poveste lungă, dar pentru mine geografia ar fi cu adevărat mult mai atractivă pentru cei care, de exemplu, încă n-au descoperit tainele. Pentru cei mici, să spunem. Da, nu știu, să fie aplicații practice mai multe, mai multe imagini. Să spunem că geografia față de alte științe chiar s-a mai modernizat. Și asta vorbesc și la nivel preuniversitar și la nivel universitar. Și chiar a ținut cât de cât pasul cu modificările aduse tehnologiei și în general. Mi-ar plăcea, de exemplu, să se reintroducă secția de geografie în engleză la Facultatea din Iași. Poate dacă... peste an și an, poate vom reuși noi să ajutăm la acest lucru. Aveți planuri mari? Da, da, cum să nu? Adică să dacă, revoluționăm, dacă să schimbăm, acum la 17-18 ani am avut visul acesta să mergem la internațională, cine știe, deci vă dați seama în 10-20 de ani ce planuri și mai măreți o să avem. Adică trebuie să fim urmăriți, că vă pregătim lucruri frumoase. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să transmiteți câte un gând celor care vor veni din urmă. Ați vorbit de cei mici și cum să fie pentru ei mai ușor să obțină rezultatele voastre. Dacă ar fi să un moto, un mesaj să le transmiteți, ce le-ați spune? Manuel? Le-aș spune să-și urmeze visurile, să fie ambițioși, nu neapărat legat de olimpiadă și de școală, să își urmeze visurile, pentru că până la urmă o să se împlinească. Se vor împlini. Tot ceea ce faci, să faci cu multă pasiune și să fii foarte, nu știu cum să spun, dedicat, trup și suflet pentru ceea ce îți place. Andrei? Mai avem câteva secunde. Cred că cel mai bun lucru care aș putea să zic, care nu a fost zis până acum, ar fi atunci când sunteți indeciși asupra a cărui lucru vă place cel mai mult dintr-un set de lucruri, lăsați-vă duși de vânt și încercați să vedeți exact ce vă place în timp. Sau ascultați-vă intuiția. Exact. Vedeți ce vă bucură să faceți cel mai mult. E clar că acolo aveți talent. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. I-am cunoscut în seara asta mai bine pe Manuel Foșoalău de la Colegiul Emil Racoviță, pe Bianca Solomon de la Colegiul Costache Negruții și pe Andrei Sandu de la Colegiul Național. Felicitări, mult succes și vă ținem pumnii, vă așteptăm în august. Mulțumim mult! Mulțumim! Cu mult drag și fie ca toate visele să vi se împlinească. Și într-adevăr, olimpicii nu sunt chiar niște tocilari. Aveți și petreceri la care mergeți și vă distrați împreună, așa este?
Da. Și mulți prieteni pe care abia așteptați să-i revedeți în Canada. Mult succes, dragii mei! Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la ediția din această seară a emisiunii Recreația Mare, o emisiune dedicată copiilor și adolescenților. Ne propunem să aducem în fața dumneavoastră cât mai mulți tineri cu rezultate deosebite, copii cu talente și specialiști în educație, în sănătate, psihologi care pot ajuta la dezvoltarea cât mai armonioasă a celor care vor urma. Mulțumim frumos și vă așteptăm joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii.